Bună, băieți! Ce e cu toate decorațiunile astea? Oh, o petrecere de Halloween! Minunat! Gătești la o petrecere? Dar oare ce gătești? O plăcintă gigantică cu dovleac? Dar unde sunt dovlecii? Cred că au dispărut. Dar unde? Ai putea cere ajutorul patrulei auto. Bună idee! Hei, băieți! E o urgență la petrecerea de Halloween. Dovlecii pentru plăcinta cu dovleac au dispărut. Puteți ajuta la găsirea lor? Hei, băieți, patrula a venit să ajute. Dovlecii erau aici cu o oră în urmă, dar acum au dispărut. Ai o idee, Matt? Oh, o să cauți indicii. Ai găsit ceva? Urme de cauciuc? Dar oare unde duc? Hector, poți zbura sus să vezi unde duc urmele? Urmele se opresc pe șosea? Cred că trebuie să mergem să investigăm. Pare finalul urmelor. La ce te gândești, Matt? Un set de urme e mai mic decât celălalt. Ai dreptate. Dar ce înseamnă asta? O mașină și o mașinuță? S-ar putea să ai dreptate. Dar care mașini umblă mereu împreună? Așa este. Tom și micul Tom sunt mereu împreună. Dar ar fura ei ceva? Să mergem să aflăm. Sunt sigur că există o explicație. Asta e cam suspicios. Frank, ești foarte puternic. Poți să bați în ușă foarte tare. Poate că nu te aud. Tom! Micule Tom! Dovlecii de la petrecerea de Halloween au dispărut. Știți ceva despre asta? Oh,
Ați văzut dovlecii la petrecere și v-ați gândit să-i sculptați ca o surpriză de Halloween? Păi asta e drăguț, dar Suzy are nevoie de ei pentru a face plăcintă. Oh, ați păstrat interiorul pentru plăcintă? Mulțumim, băieți! Wow! Chiar că e o plăcintă gigantică! Miroase delicios! Petrecere plăcută tuturor! E noapte în orașul mașinilor. Toată lumea doarme, în afară de o mașină, una foarte curajoasă. Salutare, Matt! Patrulezi străzile noaptea? Aha. Asta e excelent. Străzile par foarte liniștite în seara asta, nu-i așa, Matt? Aha. Ce e asta? Matt? Este o fantomă? Uf, e doar Gary. Pare să meargă în somn. Totul e în regulă atunci. Ce s-a întâmplat, Matt? Oh, data trecută când umbla în somn, a răsturnat mașinile? Atunci trebuie să-l oprim. Matt, cheamă restul patrulei. Băieți, avem o problemă mare de tot. Gary e afară, merge în somn. Iar ultima dată a răsturnat mașinile. Va trebui să-l ajutați pe Matt și să-l opriți pe Gary. Bun, aici erai. Trebuie să-l oprim pe Gary să nu mai răstoarne mașini din nou. Hector, poți ridica mașinile din calea lui Gary ca să nu le răstoarne? Bună treabă, Hector! Dar asta nu-l oprește pe Gary. Frank, ai vreo idee? Bine gândit, Frank. Crezi că-l poți ține nemișcat? Rezistă, Frank! Acum mai putem face un singur lucru. Matt, folosește-și girofarul și sirena ca să-l trezești. Știu că nu ar trebui să trezești un somnambul, dar este o urgență. Încă doarme! Incredibil! Ce spui, Frank? Nu te pot auzi din cauza sirenelor. Mai ai o idee? Ok, să încercăm!
Frank, nu râde de el. Și oprește apa. E clar că s-a trezit acum. Bună dimineața, Gary. Ai uitat blocajele de roți din nou? Nu trebuie să-ți faci griji. Mulțumită patrulei, nu ai răsturnat nici măcar o mașină. Gary, trebuie să oprim asta. De ce nu mergi mâine dimineață la garajul lui Tom să vezi dacă nu te poate ajuta? Păi, partea bună. Nu trebuie să-i vizitezi pălătoria astăzi. Bună, băieți! V-ați bucurat de zborul de seară? Adică sirena v-a trezit, nu? Nu vă îngrijorați. Gary și-a uitat blocajele de roți și a umblat în somn. Dar patrula auto s-a ocupat de asta. Mulțumim mult că ați salvat mașinile, patrulă. Și mulțumim, Matt, că supraveghezi străzile peste noapte. Noapte bună tuturor! Ne vedem în curând! Matt, mașina de poliție! Hei, Carl! Se pare că ai o zi minunată! Stai puțin! Aceea este casa ta care arde? Adică e casa supercamionului? Mai bine am chemat patrul auto. Nu te îngrijora, ei îți vor păstra secretul. Patrulă! Carl, supercamionul, are probleme. Casa lui a luat foc și în curând se va extinde la peștera secretă a supercamionului. Nu știați că supercamionul este Carl? Păi, trebuie să rămână secret. Oh, nu! Focul crește și mai tare! Oh! Nu pare că Frank va reuși asta singur. Hector merge să mai aducă ajutoare, Carl. Matt crede că ar trebui să te deghizezi, ca nimeni să nu știe că tu ești supercamionul. Nu te îngrijora, Frank. Ajutorul e pe drum. Asta va stinge focul imediat. Masca ta a funcționat, Carl. Nimeni nu și-a dat seama că tu ești supercamionul. Minunat! Suzy ține focul la distanță de intrarea în peștera supercamionului. Și uite-l pe Ben.
Are grijă de plante și pământ, ca de obicei. Îi va fi greu să protejeze acel copac totuși. E extraordinar că Charlie poate ajunge în locuri atât de înalte. În sfârșit, focul e stins. Ce muncă de echipă minunată! Hei, unde e supercamionul? Verifică dacă peștera e ok. Sper că daunele nu sunt prea mari. Vești bune, toată lumea! Supercamionul spune că ați stins focul exact înainte să ajungă la peșteră. De obicei, supercamionul ajută locuitorii din orașul mașinilor. Dar de data asta, el a avut nevoie de ajutorul vostru. Și ați venit să-l ajutați! Bună treabă! Matt, mașina de poliție. Salut, mașinuțelor! Dar ce vânt puternic bate! Oh-oh! Ține-te bine! E o idee minunată, micuță Suzy. Patrul auto îl poate salva pe micul Francis. Hei, băieți! Micul Francis a fost agățat în zmeu și dus departe. Puteți ajuta? Ok, să mergem! Aproape am ajuns! Nu vă îngrijorați. Patrul auto îl va recupera pe micul Francis. Frank, poate micul Francis se poate agăța de scara ta. Încearcă să prinzi scara! Oh, nu! Acum ce facem? Ești foarte rapid, Matt! Poate îl poți prinde! Of, Doamne!
Vântul e prea puternic. Hector, poți să dai o tură să-l cauți pe micul Francis? Îl vezi? Oh! Uite-l! Repede, Hector! Îl poți prinde! Ține-te bine! Hector te va aduce înapoi! Suntem foarte bucuroși că ești bine, micule Francis. Asta chiar a fost o aventură. Excelentă treabă, patrulă! Ați salvat situația. La revedere tuturor! Ne vedem în curând! Matt, mașina de poliție. Hei, băieți! Ce puneți la cale astăzi? Plecați din oraș. Excursie plăcută atunci. Denver, încetinește înainte să... Of, Doamne, Denver! Ce dezastru! Ești bine? Haide, să plecăm de aici. Nu te îngrijora, Denver. Ne vine nouă vreo idee. Bună idee, Lily. Să-i sunăm pe prietenii din patrul auto să ne ajute. Hei, băieți! Denver a rămas blocat în noroi. Puteți ajuta? E la ieșirea din oraș, cu Lily. Haideți! Grăbiți-vă, băieți! Mulțumim că ați venit atât de repede, patrulă. Denver și Lily erau într-o excursie. Ce facem acum? Bine gândit, Matt. Frank este foarte puternic. Poate îl poate trage pe Denver afară. Haide să vedem, Frank. Acum trage cât de tare poți. Trage! Încearcă să calci accelerația, Denver. Ups!
Mai încearcă o dată, Frank. E prea alunecos. Ce vom face acum? Mă vine un mau papă de un papă? E o idee foarte bună. Hector, îl poți ajuta pe Frank să-l tragă pe Denver? Prinde funia, Denver! Bun! Acum trage! Aproape a ieșit! Ai reușit! Bine gândit, Frank! Sunteți cam murdari, băieți! Bună treabă astăzi, echipă! Munca în echipă s-a dovedit folositoare! Să aveți o excursie plăcută, Denver și Lily! La revedere, prieteni! Ne vedem în curând! E o duminică însorită și călduroasă în orașul mașinilor. Cred că aproape toată lumea e la plajă. Asta nu sună prea bine. Toată lumea pare foarte încinsă. E prea cald pentru joacă. Carrie ar fi trebuit să fie aici cu înghețata. Platforma Flavii s-a cam săturat. Carrie, mașina de dulciuri, nu a sosit încă pe plajă. Cred că Carrie nu e nici acasă. Carrie a dispărut. Poate că există indicii. Bună idee, Matt. Poate Hector vede ceva din aer. Vezi ceva, Hector? Cred că este ea. Du-te, Matt!
Mă vine, mă baba. A-a? Adipapa, papa? Gary a uitat să pună înghețata în congelator aseară și s-a topit. A crezut că toată lumea se va supăra pe ea. Așa este, Matt. Nu contează ce problemă avem, ar trebui să vorbim cu cineva despre ea. Fuga nu e niciodată o idee bună. E în regulă, Gary. Sunt sigur că te vor ierta cu toții. E Frank. Băieți, voi cred că aveți nevoie să vă referiți. Mama! Da, păci! Asta ți-a dat o idee minunată? Acum toată lumea se poate bucura de duminica însorită la plajă. Mulțumim, patrulă! La revedere tuturor! Matt, mașina de poliție. Oare ce grozăvii se întâmplă azi în orașul mașinilor? Toată lumea conduce peste tot. Chiar și Matt și Frank fac asta. Hei, băieți, ce se întâmplă? Oh, e o scurgere de ulei pe undeva. Asta poate fi destul de periculos. Dar oare de unde vine? Poate ar trebui să cercetăm. Oh, da, semaforul e roșu. Se pare că Matt va fi capabil să oprească, dar Frank are nevoie să fie atent. Ai grijă, Frank! Ești ok, Frank? Ei bine, măcar te-ai oprit, deși acum ești în direcția greșită. Semaforul e verde, Frank. Hai, întoarce-te ca să-l prinzi pe Matt din urmă. Ce ai văzut acolo, Frank? Oh, e Tyson autocisterna și se pare că ceva curge din cisterna lui. Stai puțin, Matt. Poți să auzi sirena lui Frank? Înseamnă că vrea să mergi înapoi și să-l urmezi. Hei, Tyson, auzi sirenele din spatele tău? Asta înseamnă că ei doresc ca tu să te oprești. Oh, dragă, se pare că uleiul ăla face oprirea dificilă. Asta este, Tyson, îți curge ulei peste tot. Cred că cisterna ta are nevoie să fie reparată. Hai să-l chemăm pe Tom, camionul de tractări. Super! Tom e pe drum ca să ne ajute. Thank you.
Uite-l pe Tom că vine. Se pare că Tom a găsit și scurgerea. Ce o să faci, Tom? Oh, Matt, se pare că și tu vei avea treabă. Trebuie să vii și să dai cu niște lipici pe gaură și apoi să lipești metalul peste ea, ok? Super! L-ai reparat pe Tyson! Băieți, ce bine am muncit în echipă! Mai avem încă ceva de făcut. Avem de făcut curățenie în orașul mașinilor. Ce idee bună, Frank! Nu va dura mult, mai ales că toată lumea muncește împreună.